este un seminar care, în primul rând, previne omul de afaceri și instituțiile nu merg direct pentru sancțiune. Face parte din seria de seminarii de instruire și informare a agenților economici pe care le avem organizate împreună cu instituția prefectului județul Timiș. Vreau să menționez că avem un protocol semnat, anul acesta facem 10 ani de când avem acest protocol semnat cu instituția județului prefectului Timiș și anume instituțiile de concentrate organizăm rând pe rând pentru prevenire. Am organizat cu ITMU, am organizat cu ISU, am organizat cu Direcția Generală a Finanțelor Publice, am organizat cu și astăzi, vedeți, avem o conferință de presă așa cum o lansăm astăzi pentru mâine, când se deschide seminarul cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu Comisariatul pentru Protecția Consumatorului și Protecția Consumatorului și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Venim în sprijinul agenților economici pentru că se apropie și sărbătorile pascale și, după cum bine știți, sunt echipe de câte 3, de câte 4 instituții pe care merg să vadă ce se întâmplă în teritoriu. Noi suntem aici pentru ca să prevenim aceste sancțiuni. Invităm agenții economici să vină în mâine la ora 11 și jumătate la Centrul Regional de Afaceri pentru a se întâlni cu reprezentanții instituțiilor mai sus menționate și a afla noutăți privind combaterea încălcării normelor pentru siguranța alimentelor. Acest seminar este important atât pentru Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, dar cel mai util cred că este operatorilor economici care o să pună întrebări referitoare la legislația actuală, dar și consumatorilor, pentru că respectarea legislației de operatorii economici se reflectă asupra modului de informare pentru consumatori. Numărul reclamațiilor a crescut, dar trebuie să menționez că un motiv ar fi și acela că se accesează mult mai ușor depunerea unei reclamații, respectiv prin anpc.ro online. Problemele cele semnalate de consumator în general sunt pe domeniul prestărilor de servicii. Majoritatea, în proporție de 60-70% sunt servicii. Restul sunt alimentare și nealimentare. Prețurile incorrecte, încasate, depozitare necorespunzătoare și alte forme de modificări organoleptice la produse alimentare. Combaterea evaziunii fiscale, achizițiile publice, în special cele două elemente. Pentru combaterea evaziunii fiscale, foarte important este o cuantificare a evaziunii fiscale, o măsurare cât mai exactă și metode de combatere. Și este necesară totodată corectitudinea și solicit agenților economice o cât mai mare corectitudine. Se menține la un nivel constant. Dar noi trebuie să fim foarte combativi, concomitent cu educarea, să zicem așa, educarea a noastră tuturor, că toți suntem contribuabili, de la un simplu impozit pe salariu, o taxă locală, până la celelalte impozite și taxe, în ceea ce privește operațiunile, tranzacțiile transfrontaliere, unde ne străduim alături de comunitatea europeană să găsim metodele și să combatem prin schimbul de informații. E foarte utilă prin prisma faptului că în ultima perioadă a apărut necesitatea informării și îndrumării în așa fel încât să putem merge pe prevenție. Instituția prefectului a încercat în ultimii ani să ia măsuri pentru a asigura cetățeanului o siguranță din punct de vedere a alimentelor și din punct de vedere a ordinii publice, dar ceea ce am făcut a fost să constatăm încălcarea anumitor norme. Prin protocolul pe care îl avem cu Camera de Comerț și prin aceste acțiuni pe care reușim să le facem împreună cu serviciile publice de concentrate, reușim să acoperim și celălalt aspect. Prevenția prin informare și prin
îndrumarea celor care desfășoară aceste activități și eu zic că este foarte important atât din perspectiva cetățeanului cât și din perspectiva agentului economic. Instituția prefectului coordonează aceste activități, ele sunt desfășurate prin intermediul serviciilor publice de concentrate care fac analize curente, urmând ca la anumite perioade prefectura să evalueze activitatea. În ceea ce privește anul acesta, probabil că întrebând serviciile publice de concentrate veți afla exact ce s-a întâmplat în ultimile săptămâni, luni. Este o acțiune binevenită, mai ales că acum se apropie sărbătorile pascale și oamenii trebuie să știe anumite lucruri pe care trebuie să le afle de la noi vis-a-vis de prevenția și de punerea pe piață a produselor destinate consumului uman. Rolul nostru este în primul rând de a preveni anumite lucruri care să nu aibă impact asupra sănătății consumatorilor. De aceea mâine vom detalia niște lucruri vis-a-vis de alimentația publică și vis-a-vis de comercializarea produselor de origine animală și non-animală cu ocazia sărbătorilor pascale.